Postul nașterii Mântuitorului Hristos a început de câteva zile în Biserica Ortodoxă și se va încheia în data de 24 decembrie. Aceasta este o perioadă care oferă credincioșilor posibilitatea curățirii trupești și sufletești pentru a se apropia mai mult de Dumnezeu. În privința alimentației, persoanele care postesc au la dispoziție o varietate de produse alimentare, însă din păcate nu toate sunt sănătoase. Un studiu al Asociației pentru Protecția Consumatorilor Infocons arată că o masă de post poate conține până la 38 de euri. Printre produsele de post care conțin cele mai multe euri se numără pateul vegetal și margarina. În pateul de post se regăsesc 15 aditivi alimentari, iar în margarină pot fi identificați 6 până la 8 aditivi. De asemenea, un pahar cu lapte de soia poate conține până la 5 euri, iar într-o bucată de halva se regăsesc 3 euri. Astfel, doar la o singură masă se adună 38 de aditivi alimentari. Sfaturi despre o alimentație sănătoasă în post au fost oferite de biologul Elena Blănaru în cadrul emisiunii Prețuiește Sănătatea, difuzată de Trinitas TV. Revenind la exemplele de alimente care ar trebui să se regăsească în meniul nostru de post, dar nu doar de post, ziceam de leguminoase, fasole, linte, năut, de oleaginoase, adică nuci și semințe, legumele ar trebui să le avem la absolut fiecare masă, să nu lipsească de la nicio masă. Sunt studii foarte serioase realizate pe acțiunea compușilor din diferite legume, atât asupra bolilor canceroase, cât și altor afecțiuni. Și verzele, sfecla, usturoiul sunt în top. În topul legumelor care furnizează organismului substanțe protectoare față de acțiunea factorilor cancerigene, de exemplu. Trecem de legume, fructele. La fel, fructele ar trebui să le avem nu la fiecare masă, dar în fiecare zi, măcar două fructe să le consumăm. Și variate. Mărul nu este singurul fruct din lume, cum nici roșia nu este singura legumă din lume. Punctez lucrul acesta revenind la ideea de varietate. Avem nevoie de varietate, de culoare în farfurie până la urmă și în frigider, pe masă, în cămară. Cerealele sunt sau ar trebui să constituie baza alimentației, indiferent că vorbim de post sau de perioadele din afara postului, dar cerealele integrale, adică făină integrală, orez integral. Sunt foarte multe tipuri de orez, orez roșu, orez negru, foarte gustoase. Pentru evitarea consumului exagerat de euri, specialiștii în alimentație îi îndeamnă pe consumator să citească cu atenție etichetele produselor înainte de a le cumpăra.